Nu te-ai bucurat la sfârșitul vieții tale să zică oamenii, l-am văzut în omul acesta pe Iisus Hristos, în serviciu pe care El îl făcea, în munca pe care El o practica. Cunosc om în țara asta cu mulți prunci, undeva în buzuna Bucovinei, el nu mai este în viață, copiii și nepoții lui sunt, avea acasă un mic atelier. La mai bine de jumătate din oamenii care au venit la el, nu le-a luat bani. Sau le-a luat foarte puțin. Și le-a spus așa, nu vă costă nimic decât să veniți la biserică, duminică. Am plătit munca cu evangelizarea. Mai bine de jumătate din biserica de acolo, astăzi, sunt pocăiți din cauza acestui om. Putea să devină bogat, dar prefera să trăiască la limită și să mai aducă și pe alți oameni la mântuire. Fii gata să slujești chiar dacă nu ești așa de vizibil. Sunt momente când slujim în public, dar există momente când trebuie să slujim în privat. Și am o veste bună să vă spun astăzi, slujirea celui în privat e mai răsplătită decât slujirea celui în public. Câți dintre noi oare mai căutăm să slujim în privat? Chiar dacă nu ne văd mulți, nu fii motivat de cât se uită la tine, fii motivat de faptul că Dumnezeu se uită la tine. Fii gata să fii un nimeni înainte de a fi cineva. La cât de mult a stat în picioare, nu îndrăznesc să vă mai ridic încă o dată. O să citesc două versete din 1 Petru, capitolul 4, versetul 10 și versetul 11, pagina din Biblie 1194. Iar Biblia spune aici ceva foarte frumos, foarte adevărat. Ca niște buni ispravnici ai Harului, felurita lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iubiți tineri, dați-mi voie să apreciez efortul fiecăruia dintre voi de a fi aici. S-a pus la ora 11 să n-aibă nimeni motiv să zică că e prea devreme. Să puteți ajunge din județ, de unde veniți. Mulțumesc Domnului pentru voi, mă uit la voi cu responsabilitate, știind că voi sunteți biserica de mâine. Și dacă îmi doresc o biserică de mâine, nu doar să cânte 10 cântări, ci să fie și puternică în rugăciune. Doamne, ajută-ne la asta. Este o vreme a stăruințelor, este o vreme când vă recomand la toți să mergeți la stăruință, să cereți Duhul Sfânt, pentru că dacă mori ca tâlharul pe cruce, n-ai nevoie nici de Duhul Sfânt, nici de botezul în apă. Numai că nu murim pe cruce, ci trebuie să coborâm de acolo și să trăim în fiecare zi, în lumea aceasta plină de ispite, și avem nevoie de Duhul Sfânt care să ne călăuzească și să ne ajute să ducem mântuirea până la capăt. Un start bun nu garantează un final bun. E nevoie de un efort susținut, e nevoie de a ne da toate silințele ca să facem voia lui Dumnezeu. În această dimineață, iubiții mei, am împărțit predica mea în două și m-am gândit foarte mult ce să vorbesc. E foarte greu să ții o biserică plină de tineri atentă într-o vreme în care TikTok-ul îți oferă 700 de videouri într-o oră. 700 de videouri într-o oră, pe care cei mai mulți dintre voi nu le vedeți până la capăt, pentru că dacă primele 3 secunde nu vă atrag, nu vă atrage nici mai departe altceva. Și într-o vreme ca și asta e foarte greu să vorbești despre David și Goliat 45 de minute. Îmi spunea băiatul meu, Lucas, azi nu i-am luat cu mine, de multe ori iau cu mine pe copiii mei să mai împart cu soția mea sarcinile. Astăzi am 5 copii bolnavi din 7 acasă. Știu că nu mă invidiați niciunul. Dar îmi spunea Lucas ultima dată când a fost cu mine, dacă ai putea să te oprești la 30 de minute, ar fi tare bine. Iubiții mei, astăzi o să mă opresc undeva la 50, sper să vă pot ține atenți până la 50, eu nu o să pot, Duhul Sfânt poate, dar vreau să vorbesc despre un subiect pe care pe voi vă frământă foarte mult în ultimul timp.
Într-o vreme a criptomonedelor, nu vă speriați că nu vorbesc despre Bitcoin. Deja s-au uitat băieții. Într-o vreme a câștigurilor ușoare, într-o vreme în care fiecare tânăr vrea să stea în pat, sub plapumă și cu telefonul în mână și să facă 10.000 de euro pe lună, vreau să vă vorbesc cum să vă găsiți un loc stabil de muncă. Wow! Vreau să vorbesc în prima parte despre cum îmi identific slujba, locul, cum îmi aleg serviciul. Vă dau o veste tristă. Atunci când ai copii, nu există sponsor pentru Pampers. Nu există sponsor pentru lapte praf. Când îmi spune soția de dragul meu să s-o termina laptele praf, să știți că deja încep să tremur. Știți de ce? Că e 80 ceva de lei o cutie de lapte praf. Și băiatul meu, alaltă ieri, după ce am făcut de 3 ori noaptea lapte praf, la un an jumate, la un an și o lună, m-a dat o palmă de o zi. Am zis thank you, mulțumesc, și m-am dus mai departe și am cumpărat următoarea sticluță, următoarea cutie. Acum, dacă o dă o palmă la un an și o lună, e de înțeles. Se mai supără, se mai enervează, îi cresc dinții, face febră. Când îți dă o palmă la 18 ani, cu o vorbă urâtă, și sper să nu faceți asta niciunul dintre voi. De fapt, vă dau o veste bună. Tot ce am făcut eu la părinții mei, azi îmi fac copiii mei mie. Succes! Spor! Am închis paranteza. Ce vreau să subliniez, este, iubiții mei, este că vă veți căsători într-o zi. Urmează să faceți nunta. Atenție foarte mare la pasul căsătoriei. Cei care v-ați căsătorit, deja nu mai aveți ce face. Cei care n-ați făcut-o, deschideți bine ochii, pentru că există un lucru foarte important. Alege pe cine iubești și apoi iubește pe cine ai ales. Să nu cumva să credeți că iubirea înseamnă fluturi în stomac. Cineva mi-a zis, Ade Cristi, m-am botezat, după 3 luni, vă spun sincer, nu mai simt să mă duc la biserică. Ce spui, frate pastor? Zic, nici eu nu simt, dar mă duc. Tu, pastor, nu simți? Zic, nu simt. Chiar nu simt. Dar pentru că am făcut un jurământ și un legământ, mă duc. La fel cum nu simt să mă duc la servici la ora 8 dimineața. Simțiți careva fluturi în stomac? Nu simt. Nu simt. Dacă când văd cât costă un cărucior cu un cumpărător la Lidl, sar din pat. Mă îmbrac și plec la servici. Ei bine, iubiții mei, nu vă bazați viața doar pe sentimente. E adevărat că hormonii au rolul lor, fluturii din stomac au rolul lor, ziua botezului are rolul ei. Dar nu rămâne doar la atât. Viața noastră este o luptă. O luptă pentru supraviețuire, o luptă pentru a duce niște bani în casă, o luptă pentru a face curat. Spunea cineva cuiva, mă pierd în ochii tăi. O să vezi când trebuie să faci curat cum o să te pierzi și o să te găsești. Când trebuie să aspiri, când trebuie să speli vasele. Iubiți băieți, iubite fete, tratez cu multă seriozitate tema de astăzi. Și vreau, te rog, să afișez PowerPoint-ul pe care ți l-am dat. Alegerea chemării. Chemarea noastră nu este doar o constatare, ci este și o alegere. Că mulți au înțeles ce chemare are Domnul pentru ei, dar au spus, nu vreau chemarea aceasta. Nu vreau locul acesta de muncă, nu vreau slujba asta în biserică. În prima parte ne vom uita la locul de muncă, că o să-mi aleg un loc de muncă. Și în a doua parte, cum să-mi aleg slujirea din biserică. Iubiții mei, trebuie să alegem cum să folosim talentele, resursele și oportunitățile pe care Dumnezeu le pune în viața noastră. În Biblie, cuvântul chemare se referă doar ocazional la munca sau la meseria noastră. De cele mai multe ori, chemare are în vedere mai întâi o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la o relație cu El. De aia spunea Pavel în Romani 1:1, Pavel, rob al lui Hristos, chemat să fie apostol. Dacă ești angajat al lui Hristos, lucrezi de la 7 la 5. Dacă ești rob al lui Hristos, de la 7 dimineața la 7 a doua zi dimineață. Diferența dintre rob și angajat. Angajatul face ce vrea șeful câteva ore pe zi. Robul vrea, face ce vrea șeful tot timpul vieții. Că e la servici, că e la biserică, că e la spital, că e acasă, el este rob. El este rob. Iubiții mei, de ce am ales tema aceasta?
Pentru că Genesa 2 cu 15, Biblia spune, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Înainte să-mi păzesc familia de influențele demonice care sunt afară, înainte să-mi păzesc copilul să nu cadă cu bicicleta, înainte să-mi păzesc fata să nu intre la 8-10 ani pe pornografie, pe telefon, înainte de a face lucrurile acestea, înainte să-mi păzesc viața și trăirea, eu trebuie să aduc ceva în familie, eu trebuie să lucrez, eu trebuie să port de grijă familiei mele. 2 Tesaloniceni 3 cu 10, când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dacă a mânca nu este o opțiune, atunci nici a lucra nu poate fi o opțiune. Frații de la Miros de Cer au fost într-o zi la o familie. Noi la Miros de Cer primim undeva la 70-80 de telefoane pe zi. Nu vă speriați că nu-s de la sponsori. Îs de la oameni care cer să-i ajutăm. 90% din telefoane sunt de la cei care ar avea nevoie de ceva. Îi filtrăm ușor la telefon pe mulți dintre ei, la alții mergem și vizităm acasă, pentru că nu vrem să ajutăm leneșii. Și frații de la Miros de Cer au ajuns într-o zi la o familie, doi părinți, doi, trei copii, totul părea perfect, nu erau bolnavi. Nu știam care e problema și au fost întrebați de ce nu lucrați și ei au spus, am fost la proroc, am pus înaintea Domnului dacă să lucrăm sau nu și Domnul zis să nu lucrăm. Mi-a părut rău că am consumat motorina până acolo. Iubiții mei, Dumnezeu niciodată nu-ți va vorbi nici printr-un predicator, atenție pe cine ascultați, nici printr-un proroc, atenție pe cu cine vă rugați, ceva ce contrazice Biblia. Eram la o conferință cu tinerii și a venit un bilețel în față. Frate Cristi, ce părere ai despre? Și am luat bilețelul și l-am rupt în fața bisericii, cum fac acum aici. Nu contează părerea lui Cristi Boariu, ci contează ce spune Biblia. Nu vă riscați singura viață pe care o aveți după părerea unuia de pe net sau după părerea unuia care predică în față sau după părerea unuia care spune așa vorbește Domnul. Pentru aia, fratele Ciprian spune aici ceva extraordinar. Citește Biblia, mănâncă cuvântul Domnului și sedimentează-ți viața pe cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia mea spune, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Iubite fete, mă uit la voi. Eram aseară la o biserică, îmi vine acum în minte lucrul ăsta și în urmă cu un an, după ce am slujit acolo la masă cu frații slujitori, am fost rugat să ne rugăm pentru o familie care nu putea să aibă copii. 4 pierderi, una după alta. Ne-am rugat, am și uitat de întâmplarea aceea și aseară ne-au așteptat bucuroși și au zis, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un copil. Dar au zis, mai avem o familie în biserică care vrea să vă rugați și pentru ei. Și ne-am rugat și pentru ei aseară, vedem ce-o fi peste un an. Zic, hai să vă spun ceva, primul copil îl așteaptă toți, următorii mai greu. Înțelegeți? Ce vreau să vă spun este că ca și fată în familie, ca și tânără, ca și viitoare mamă, o să ai foarte mult de muncă. Și spuneam fetei mele care are 12 ani și deja vorbesc cu ea despre căsătorie, nu ca să se căsătorească la 16 ani, nu vă speriați, ci ca să adune niște valori până când se va căsători, că dacă ești harnică, poți să-ți iei un harnic. Dacă stai 12 ore pe TikTok, nu poți să-ți iei unul care lucrează 12 ore, că nu potrivește. De aceea, atenție foarte mare, să ai valori ca să ai pretenția la valori. Da? Nu te lăsa ușor cucerită. Spunea soția mea la fetele mele ieri, nu vă îndrăgostiți de coadă de mătură. Oricine zâmbește, oricine se uită la tine, gata, mami m-a mărit. Deja merge să faci invitații de nuntă. Nu. O cetate cu cât e mai cu valori, cu atât e mai greu de cucerit. Dar vine ziua când va trebui să fii tată în casă, băiatule care mă asculți, și mamă, soră, fată care mă asculți. De aceea astăzi vreau să ne uităm cum ne aliniem carierele cu credința noastră în Hristos. Pentru că sunt multe moduri în care pot să câștig bani astăzi. Cum știu să filtrez? Care sunt principiile biblice după care mi-aleg meseria? 1. Găsește o slujbă care să se potrivească cu darurile tale. Darurile tale. O zis Petru aici, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
Nu spune Petru, dacă ai primit vreun dar, că sunt care nu au primit niciun dar, numai darul comentării, darul băgării de vină. Nu, despre darul leaște nu vorbesc, că nu vin de la Duhul Sfânt astea. Petru spune, fiecare din voi ați primit un dar. Acum, iubiții mei, sunt daruri pe care le primim la botezul cu Duhul Sfânt, la convertire, la umplerea cu Duhul Sfânt, și sunt daruri pe care le primim nativ, când ne naștem. De exemplu, a face terță, a cânta. Nu îl primești la botezul cu Duhul Sfânt. Te naști cu darul acesta. Și trebuie, în timp ce crești, să-ți identifici darurile și să vezi cum le poți folosi, să găsești o slujbă potrivită cu darurile acestea. Dumnezeu te-a creat cu un scop și ți-a oferit darurile, talentele și abilitățile necesare pentru a-ți îndeplini acest scop. În Exod 35 cu 35 spune, i-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu. Să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri. Cine? Dumnezeu. Dumnezeu i-a umplut cu pricepere. Iubiții mei, Dumnezeu te-a creat cu grijă ca să fii unic. ADN-ul nostru este unic. Și dacă ai întinde ADN-ul de la un capăt la altul și ai putea să pui cei patru acizi bazici unul lângă altul, ai ajunge la o lungime de 3 și ceva de miliarde de acizi. 90 și ceva la sută din ADN-ul nostru este comun tuturor, însă culoarea ochilor, părul, fața și alte lucruri, inclusiv abilitățile noastre, sunt diferite de la om la om. De aceea va trebui să înțelegi motivul pentru care Dumnezeu te-a creat și să înțelegi darul cu care El te-a înzestrat și să te întrebi, munca pe care vreau să o fac se potrivește cu darurile mele? Folosesc talentul pe care mi l-a dat Dumnezeu? Unii sunt mai creativi, alții știu să compună, alții știu să deseneze, alții știu să organizeze. Citeam despre Fred Shepard, un misionar medical american care a slujit peste 30 de ani în Imperiul Otoman, la Antep, în centrul Turciei. Omul acesta era și misionar și medic și a transformat stația de misiune într-un centru major de ajutor medical, unde a tratat armeni, curzi și turci. În 1915, după peste 30 de ani de slujire, a contractat tifos și a murit. Medicul care i-a ajutat pe alții a murit el însuși de o boală groasnică. După moartea lui, după înmormântarea lui, reflectând la viața sa, la munca sa, un armean sărac a spus următoarele cuvinte. Nu l-am văzut niciodată pe Iisus, dar l-am văzut pe doctorul Shepherd și am știut cum arată Iisus. Nu te-ai bucurat la sfârșitul vieții tale să zică oamenii, l-am văzut în omul acesta pe Iisus Hristos, în serviciu pe care El îl făcea, în munca pe care El o practica. Cunosc om în țara asta cu mulți prunci, undeva în buzuna Bucovinei, el nu mai este în viață, copiii și nepoții lui sunt, avea acasă un mic atelier. La mai bine de jumătate din oamenii care au venit la el, nu le-a luat bani. Sau le-a luat foarte puțin. Și le-a spus așa, nu vă costă nimic decât să veniți la biserică, duminică. Am plătit munca cu evangelizarea. Mai bine de jumătate din biserica de acolo, astăzi, sunt pocăiți din cauza acestui om. Putea să devină bogat, dar prefera să trăiască la limită și să mai aducă și pe alți oameni la mântuire. 1. Găsește o slujbă care se potrivește cu darurile tale. 2. Găsește o slujbă care se potrivește cu valorile tale. Cu valorile tale. 1 Timotei 4 cu 12, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețe. Ați auzit cuvinte de dispreț? Decât pocăit că ăla mai bine în lume. E groasnic dacă se spune așa. Decât ca și ăla mai bine să-mi văd viața mea. O zis Pavel Timotei, ai grijă!
Să fii o pildă, să fii un exemplu pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Uitați, 5 valori extraordinare. Vorbire, purtare, dragoste, credință, curăție. Vorbirea mea se schimbă când mă întâlnesc cu Dumnezeu. Purtarea mea se schimbă când mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dorința mea de a mă păstra curat se schimbă când mă întâlnesc cu Dumnezeu. Orice creștin născut din nou, n-am spus un om care vine la biserică, că pot să merg la piața ani de zile să nu cumperi nimic. Dar orice creștin care e născut din nou primește câteva valori. Puritate, dragoste, pace, bucurie, smerenie, autocontrol. Citeam despre un grup de tineri care au vrut să meargă să viziteze o mină. Au auzit că părinții, bunicii, străbunicii au lucrat în mine și au vrut să vadă cum e să lucrez acolo cu riscul vieții. De ce e așa mare pensia la un miner? Ce riscuri și-a asumat omul acesta? Și una dintre persoanele care au venit să viziteze mina era o fată îmbrăcată în alb din cap până în picioare. S-au uitat ciudat colegii la ea, prietenii, dar imediat i-au spus ce să spune astăzi. N-ai voie să judeci! Deși eu vă demonstrez biblic că ai voie să judeci. N-ai voie să judeci când rostești o sentință și spui, ia du-te mănâncă, atunci n-ai voie să judeci. Dacă când mergi să ajuți pe cineva și să dezinfectezi rana, când trebuie să rezolvi un conflict, o zis Pavel, nu trebuie să mergi la ea în lume, nu este între voi nimeni care să judece. Ai voie să judeci. Și fata, ca să-și ia apărarea, s-a uitat la bătrânul miner care a zis că coboară cu ei în mină să fie ghid pentru ei. Și a zis, domnule, nu poți să intru așa în mină? Și a zis, bătrânul înțelept, poți să intri în alb, dar nu mai poți să ieși în alb de acolo. Deci poți să intri în alb, dar să ieși n-ai cum. Iubiții mei, hai să ne punem întrebarea asta. Voi vă căutați de lucru, probabil. Unii sunteți la facultate, alții la liceu. Alții aveți bacul, poate, apropo. Ne-ai stricat sâmbătă, frate Cristi, ne-ai amintit de bac. Nu se putea să nu faci tu asta. Am întâlnit tineri care cu 2 săptămâni înainte de bac încă nu știu ce o să facă după aceea. Nu știu dacă o să ia bacul. În 2005, când eu am luat bacalaureatul, când am dat bacalaureatul, nu o să vă spun nota pe care am luat-o ca să nu mă considerați mândru, dar au fost peste 9 și am fost la M11, mate informatică. Dacă luai peste 9, se spunea felicitări. Acum, dacă iei 6,50, felicitări. Deci, nu știu cum a reușit, zice. Extraordinar. Și flori îți duc astăzi, dacă iei 6 și ceva. Iubiții mei, să nu uitați, Biblia ne-a spus să fim cap și nu coadă. Cei mai buni din județul Caraș ar trebui să fie pocăiți. Amen. Nu știu dacă sunt profesori acum sau elevi. Dar voi ar trebui să fiți primii. Nu cred că pe un băiat care se bucură că profa de română are COVID, îl face domnul dirijor de cor. Nu cred că pe un repetent și un corigent care o dă cu cretă după profesoare, îl face Dumnezeu evanghelist. Nu. Că dacă ai fost necredincios în lucrurile mici, în ale mari ești. Acolo la școală unde ești, fii cel din tâi, fii cel mai bun, învață. Și apoi, gândește-te, se potrivește meseria pe care mi-o voi alege cu valorile mele. Hai să vă pun câteva întrebări retorice. Se potrivește videochatul cu un creștin? Da sau nu? Nu. Și totuși eu știu tineri în țara asta care fac video chat și care mi-au râs în față și au zis, în timp ce ăia fac 500 de euro la Kaufland pe lună, eu fac 500 pe zi. Și am zis, da, dar banii ăia alu ăla de la Kaufland îți binecuvântați, atăiți blestemați. Și nu au mai zis nimic. Nu știu dacă mă înțelegeți, nu contează câți bani faci, contează dacă Dumnezeu binecuvintează banii aceia. Socrii mei au crescut 12 copii cu un singur salar. Singur salar. Tatăl meu a muncit, mergea cu bicicleta la serviciu, a muncit pe minim pe economie, mama croitorează până la 2-3 noaptea și au crescut 9 copii și nu a murit de foame niciunul. Că a fost binecuvântarea Domnului peste acel puțin câștig. Și știu oameni care fac 100.000 de euro și nu au nicio bucurie de ei. M-a sunat cineva din afara țării și a zis, de Cristi, luna februarie, mi-a intrat 100.000 de euro. Până la Paște, în aprilie, nu o să mai am nimic. Zic, de unde ești așa sigur? Păi zice, așa se întâmplă în fiecare an. Soția mea face praf tot ce strâng eu. Ce bine să-ți deschizi ochii, să ai grijă cu cine te căsătorești. Iubiți băieți, ascultați-mă, o fată care muncește și care e harnică, știe valoarea banului.
Pentru că muncește pentru banul acela. Dacă taică-i să-i dă 300 de euro, 200 de euro în fiecare săptămână, ea nu o să știe valoarea banului, pentru că nu o munci pentru banii aia. Și tu vei fi următorul sponsor oficial. Înțelegi? Nu, videocetul nu-i potrivit pentru un creștin. Am o altă întrebare. Tot ce vă spun e cazuri de la mărturisire. Nu dau nume ca să păstrez confidențialitatea. Paznic la club de noapte, e potrivit pentru creștin. Păzești păcatul. Păzești păcatul să nu fugă aia. Nu-i potrivit pentru un creștin. Sub nicio formă nu-i potrivit. Că sigur nu citești Psalmul 23 când te uiți pe geam la ce facă ea în club. Sigur. Atenție mare. Atenție mare. E ok să fii DJ la Untold. Nici n-ai ce căuta acolo, nici vânzător de semințe să nu te prind că ești acolo. N-ai ce căuta acolo. Că-s duhuri. Spunea un fost vrăjitor, i-am citit carte, acum e păstor. O zis, prin muzică influențăm tot ce putem. De ce? Păi diavolul a fost muzicant în cer. El știe cum să influențeze. Dacă sunt aici tineri care încă ascultă muzică necreștină, vă spun cu respect și cu prețuire, renunțați la muzica necreștină. Și ascultați cântările lui Moldoveanu, al lui Dors, al lui oamenii care au trăit cu Dumnezeu, care au făcut pușcărie și care au făcut cântările alea în lacrimi și o să vedeți că viața voastră se va schimba. Lasă rocul creștin, creștin, lasă orice altceva. Pentru că pe undele acelea intră duhuri. Omul care a compus cântarea a fost influențat de ceva când a scris cântarea aceea, nu? Atenție foarte mare. Da? Este bună programarea unică, programarea pe calculator pentru jocuri de noroc pentru un creștin? Întreb. Da, să faci site-uri web la firme de pornografie. Eu am primit ofertă, că lucrez de 17 ani în informatică. 1000 de euro pe lună, au zis că îți dau. Nu trebuie să faci numai design-ul, zice. Și am zis, nu, mulțumesc, nici n-are rost să vorbim. Iubiți tineri, să nu uităm. Pune valorile pe primul loc, nu banii. Amin? Pune valorile pe primul loc, nu banii. 3. Găsește o slujbă care să se potrivească planurilor tale. Planurilor tale. De exemplu, vreau să-mi îmbunătățesc abilitățile în timp. Acest job îmi oferă această schimbare. Vreau să-mi îmbunătățesc relațiile în timp. Acest job le va distruge sau le va îmbunătăți. Vreau să slujesc la mai mulți oameni. Îmi oferă locul de muncă această oportunitate. Vreau să petrec, de exemplu, spun unii, mai mult timp liniștit cu Dumnezeu. Am întâlnit, de exemplu, frazea noștri foarte bine, ori fost, de exemplu, pasnic la o fabrică. O zis, am timp să mă rog, am timp să citesc mai mult din Biblie. Da, e adevărat, iau mai puțin salar, dar cresc mai mult cu Dumnezeu. Felicitări! Fiecare are planurile lui. Noi avem propriile noastre planuri. De exemplu, planul meu a fost să lucrez într-o companie unde în 10, 12, 13 ani să pot să am un rol de team leader, să pot să cresc cu oameni lângă mine și să pot apoi să mă ocup mai mult de familie și să predic mai mult Evanghelia. Prin harul Domnului am reușit, slăvit să fie Domnul. Fiecare are planul lui. Biblia spune în 1 Corinteni 10 cu 31, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Unele cariere în mod natural îl glorifică pe Dumnezeu, altele pot să glorifice pe Dumnezeu prin gândire, creativitate și efort. Dacă nu găsești nicio modalitate de a aduce slavă lui Dumnezeu în munca pe care o faci, s-ar putea să fie nevoie să-ți reconsideri calea în carieră. Indiferent de cariera pe care o alegi, atenție mare, prima ta cerință este să-i slujești pe ceilalți. Iubiții mei, vă spun astăzi ceva, nu-i rău să ai bani. Rău-i să iubești banul și să sacrifici Biblie, rugăciune, biserică pentru bani. Hai să vă spun un secret cum puteți să faceți bani. Întotdeauna căutați la locul de muncă să faceți calitate. Amin? Bun, hai să vă dau un exemplu. La noi, unde lucrăm noi la firmă, pentru o firmă din America, suntem plătiți la oră. Eu nu pot să măresc ora, că ora 60 de minute e. Ca să mărească
șeful mie salarul la oră, eu trebuie un singur lucru să fac. Să cresc performanța în ceea într-o oră. Sau calitatea pe care o fac într-o oră. Întotdeauna caută să... De exemplu, sunt antreprenori. Foarte bine, avem nevoie de oameni care au inventat. Au creat ceva. Și au adus un bun societății. Au identificat o problemă și au venit cu o soluție. Și au fost plătiți pentru asta. Ascultă-mă, cu cât cauți banul, cu atât fuge de tine. Știți cărți despre educație financiară și o să vedeți ceea ce spune adevărat. Cu cât cauți să faci calitate, seriozitate, să fii un om de cuvânt, când te încuiești, să nu pice te încuiala, Doamne păzește-ne. Că trei echipe am schimbat și eu la mine la casă. Nu mai zic că, iar o să zic că doctorul că am probleme cu glicemia și cu tensiunea. Nu mai zic nimic. Dar m-am săturat, iubiții mei. Mi-au pus pavaj în curte, m-au dat garanție 2 ani. După 3 săptămâni când l-am sunat că s-a mișcat pavajul, nu m-a mai răspuns. Și am dat toți banii, numai să nu zică boariu, păstorul nu m-a plătit. Ăla al vostru. Dar n-ar fi trebuit să-l plătesc. Nu mai spun mai mult. Doamne, ai milă, atâta pot să spun. Dar ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. După un pocăit, n-ar trebui să mai repare. N-ar trebui să sprijini gresia cu dulapul să nu cadă. Înțelegeți? Fă calitate și o să fii plătit. Cam înțeles, eu scot orice bandă în buzunar, dar fă-mi calitate. Cam înțeles că e mai greu să, e mai costisitor să repar decât să fac bine din prima, știți? Fii un om care să fie mândră societatea de tine. Când merg la ăla la care ai lucrat și spui este evanghelizat la menora, să zică, vin. Dacă îi pică acoperișul sub două țigle în cap, sigur nu vine. Înțelegeți? De cum să mă duc la voi, zice? Am lucrat cu ai voi și dați-mi pace, zice. Nu. Fii cel din tâi în fapte bune, dar fii cel din tâi și în calitate. Amin? Amin. De ce? Păi poate nu o să fiu plătit așa bine. Poate unii ori nu o să vadă șeful tot. Nici o problemă. Evrei 6:10. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. 2. Hai să ne uităm acum la biserică. Am înțeles câteva lucruri, câteva principii despre cum să-mi aleg meseria. Hai să mă uit la biserică astăzi. Există o mulțime de moduri de a sluji în biserică. Care sunt principiile? 1. Și nu o să ne placă asta. Ca să-ți identifici chemarea în biserică, în trupul lui Hristos, în primul rând, te sfătuiesc astăzi să participi la toate adunările bisericii cât mai des posibil. În afară de păstor, mai spune cineva? Evrei 10:24. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii. Știți de ce au zis și Ciprian și fratele Titus? Amin. Știți de ce? Că ei au înțeles un lucru. Nu pot să-ți dau să faci ceva în biserică dacă nu știu că joia viitoare ești la biserică. Că tremur. Cine mă prinde stația? Cine de drumul la laptop? Iubiții mei, cum poate păstorul să-ți ceară să faci ceva în adunare dacă nu ești acolo? Cum poți să ajut dacă sunt absent? Prin Bluetooth, prin wireless, nu prea poate. Înțelegeți? Participarea la slujbele bisericii este obligatorie, nu opțională. De ce? Nu pot vedea nevoile dacă nu sunt acolo. De exemplu, cum poți să ajut răniții de pe front dacă eu stau și citesc ziarul? Păi una se vezi răniți în poză la ziar, și să dai like sau dislike și alta e să fii pe front și să pansezi. Vrei să ajuți, trebuie să fii acolo. Da? Când Samuel a fost chemat de Dumnezeu, unde se afla Samuel? În templu. Nu era nici la film, nu era nici la mol și nu se uita nici la scările de la mol cum mereau și coborau în jos. Nu. Era în templu. Hai să vă întreb, unde era Iosua când Moise spunea, Doamne, pe cine să pun? Auziți, Exod 33:11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui, slujitorul lui Iosua, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.
O zis Dumnezeu Ios, o zis Dumnezeu Moise, nu te mai îngrijă dacă e simplu. N-ai mulți pe care să-i pui pe listă de vot. Numai unul ai. Pe cine? Pe ăla care e acolo interesat. Nu ieșa deloc, auziți. Acum nu vă spun să vă închideți în biserică. Că biserica până la urmă suntem noi. Dar iertați-mă, eu stau acasă pe Facebook și biserica e la slujbă. Și vreau Domnul să mă folosească. Nu o să te folosească niciodată. 2. Potrivește darurile tale cu nevoile biserice. Asta e cea mai grea întrebare pentru noi pe care o primim. Cum înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine în biserică? Simplu. Uite-te să vezi ce nevoi sunt și vezi ce dar ai. Și potrivește darul tău cu nevoia care există. Iubiții mei, spune 2 Corinteni 9:12, ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru. Atunci când îți potrivești darurile tale cu nevoile bisericii, să nu uiți că cel care beneficiază de darul tău se va ruga pentru tine. Și vei merge prin țară și vei merge prin oraș și vei merge la facultate și vei avea succes la examen și vei da școala de șofer și vei avea rezultat și îți vei căuta o soție și vei fi binecuvântat. Știi de ce? Că sunt văduve, bătrâni, orfani, săraci, oameni pe care i-ai slujit, care se roagă pentru tine. Însă în timp ce potrivești darurile tale cu nevoile bisericii, am câteva sfaturi. 1. Fii deschis pentru a învăța. Nimeni nu se naște cu abilități de a stăpâni partea video sau editarea pe YouTube. Toți avem nevoie să învățăm. Știți ce mă doare pe mine astăzi? Că înțeleptul întotdeauna e nesigur pe el. Nebunul tot timpul e sigur că le știe pe tătie. L-ați observat lucrul ăsta? Înțeleptul tot timpul are dubii. Ce face pastor? Nu știu. Ăsta e înțeleptul, nebunul. Știi ce spune? Dacă aș fi eu în comitet, altcumva, slăvi să fie Domnul că nu ești tu, că eram praf, tăți. Slăvi să fie Domnul. Nebunul tot timpul are impresia că el știe pe toate. Nu-i mulțumit de locul lui, el vrea acolo. Să fie el, să fie în altă parte. Iubiții mei, un om care e omul lui Dumnezeu, un tânăr care e tânărul lui Dumnezeu, întotdeauna va recunoaște, am nevoie să învăț. Nu le știu pe toate. 2. Fii smerit. Așa de greu e să lucrezi cu supărăcioși. Nu știu dacă la menora sunt supărăcioși. Dacă nu vă mai dăm noi câțiva. I-ai spus odată, i-ai tras atenția. Nu mai vin la biserică, dați-mi foaia membrală, zice. Mă mut în altă parte. M-ai supărat. Și cine se supără? Mândru. Că îi rănești orgoliu. Omul smerit nu se supără. Mulțumesc că m-ai tras atenția, mulțumesc că m-ai corectat. Înțeleptul primește mustrarea și se face mai înțelept. Nebunul refuză, continuu eu și e nebun la a doua apoi. Exponențial, LX. Fii un om smerit. Slujește cu atitudine smerită, cu atitudine umilă. Ioan 13:4 s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Moody a spus așa, Moise a petrecut 40 de ani crezând că este cineva, 40 de ani învățând că nu era decât un nimeni și 40 de ani descoperind ce poate face Dumnezeu cu un nimeni. Iubiții mei tineri, ascultați-mă, Dumnezeu nu caută oameni mari, Dumnezeu caută oameni smeriți pe care să-i facă mari și pe care să-i țină toți smeriți. Asta e cea mai mare provocare. Și cel mai greu lucru pentru Dumnezeu e după 20 de ani, după ce folosește pe cineva, să-l găsească tot smerit. Știți ce mă strânu până acum lângă Dumnezeu? O lucrare de prorocie care am avut acum câțiva ani, de vreo 12 ani, m-a spus Dumnezeu așa. Întotdeauna, bărbatule, să stai lângă oamenii care recunosc că tot ce au, au de la mine. Repet, nu știu dacă ați fost pe fază. Stai lângă oamenii care spun dacă predic, e pentru că el m-a dat inspirație. Dacă pot să dau un ban la săracii pentru că Dumnezeu m-a ajutat să câștig banii ăștia.
Dacă am o casă, e pentru că El m-a binecuvântat și a binecuvântat munca mea. Cristi, o striga prorocul din Arad, stai lângă oamenii ăștia! Nu sta lângă mândri care spun, fără mine nu mere conferință, fără mine nu mere comitetul, fără mine nu mere biserică. Uite ce mașină m-am tras, vezi? Când mă duc până la stăție, fetele se uită. Fugi de oamenii ăștia! Că mândria mere înainte pe ei. O striga Duhul Sfânt în Italia. Pe unii oameni mândri îi voi îngădui să cadă în imoralitate ca să-i scot pe linia moartă. Pentru că nici cultul baptist, nici cultul pentecostal nu pune pentru mândrie deoparte. Că e greu să dovedești mândria. Numai că mândria te duce la cădere. Te crezi invincibil. Hai să vă spun ceva. Omul smerit nu poate cădea, că el deja e jos la pământ. Și acolo la pământ e în genunchi, e în lacrimi și spune, Doamne, depind de Tine. Și mai spune ceva omul smerit. Tot ce sunt... Sunt prin harul Tău. Încă ceva când slujești. Slujește din toată inima. 1 Samuel 12 cu 24. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie. Din toată inima voastră. Iubiții mei, și păstorii, și față din biserică, și toți, simt când tu slujești pe cineva cu toată inima. Când scoți 50 de lei și spui, iar le trebuie bani la ăștia, la colectă, vai, și nu mai satură Dumnezeu, mă. Ascultă-mă, nu-mi trebuie niciun ban, nici lor nu-i trebuie niciun ban. Dar atitudinea ta va depărta binecuvântarea lui Dumnezeu de peste viața ta. Mă, iar pe mine mă trimite, mă, dar pe altul nu o găsim, mă, numai pe mine mă vede, mă. Nu, slujește din toată inima. Pentru că oamenii care, la care îi, pe care îi slujești vor simți mila, compasiunea, bunătatea sau lipsa lor. Și sunt oameni care preferă să nu fie slujiți decât să fie slujiți fără compasiune. Apoi, mai departe, fii gata să slujești chiar dacă nu ești așa de vizibil. Sunt momente când slujim în public, dar există momente când trebuie să slujim în privat. Și am o veste bună să vă spun astăzi, slujirea celui în privat e mai răsplătită decât slujirea celui în public. Câți dintre noi oare mai căutăm să slujim în privat? Chiar dacă nu ne văd mulți, nu fii motivat de cât se uită la tine, fii motivat de faptul că Dumnezeu se uită la tine. Fii gata să fii un nimeni înainte de a fi cineva. Și în ultimul rând, fii gata să slujești indiferent câte împotriviri ai. În fiecare zi, din cauza lucrării pe care o facem pe social media și din care nu câștig un leu, o să aflați la final că ne costă. În fiecare zi primesc peste 100 de înjurători. La început eram afectat. Medicamente, stres, nu puteam dormi. Până într-o zi când am înțeles ceva. Orice om care te bajocorește când faci ceva pentru Domnul, nu are ceva cu tine, are ceva cu El. Mulțimea striga la Bartimeu, taci! Mulțimea n-avea ceva cu Bartimeu, mulțimea avea ceva cu ea, că a văzut că un orb recunoaște că Iisus trece prin Ierihon și ei tac. Numai că în loc să se corecteze Cain, o prefera să-l omoare pe Abel. Cain n-avea ceva cu Abel, Cain avea ceva cu el. Când o să înțelegeți lucrul ăsta, o să dormiți liniștit. Știți ce ușor acum mă uit la înjurături, mă uit la oameni, nu le răspund. Îi las în mâna Domnului, mă rog, pentru ei și dorm liniștit, fără diazepan. Știți de ce? Știți de ce? Că o lucrare care nu are împotriviri nu-i de la Domnul. Diavolul, ascultați-mă bine, nu dă la picioare la colegii lui, ci dă la picioare la aia care slujesc. Dacă vei sluji, drag tânăr, o să ai împotriviri. Dacă te vei implica, o să ai împotriviri. Mergi mai departe. 2 Timotei 4:14, a zis Pavel, Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Există exemplul ăla cu portocala și lămâia. Portocala și lămâia. Uitați-vă, o portocală dacă o împungi, dacă vii cu un cactus și te bagi în ea, ce iese din portocală? Țepi. Nu, suc de portocale. O lămâie, cât ai vrea tu să o schimbi, tot suc de lămâie iese, tăta creală iese. Am o provocare pentru voi astăzi, indiferent câți cactuși sunt în jurul vostru, nu vă transformați într-un cactus.
rămâneți portocală. O să zice cineva, mă, dar de ce l-a iertat pe ăla? Păi zice, ăla când m-a lovit era rău și ca să nu fim doi răi, l-am iertat. Înțelegeți? Nu te transforma. Nu zi, auzi, o zis că am cântat fals, că am cântat să mă afișez, dar eu am cântat pentru Domnul. Dar dacă așa o zis, eu nu mai cânt. O câștigat diavolul. O câștigat diavolul. Iubiții mei, mai spun ceva și mă duc la următorul punct. Există întotdeauna mai multe nevoi decât lucrători. Mă uit peste sală în această dimineață și mă rog, Dumnezeu să mai ridice lucrători. C-a strigat Iisus Hristos ceva frumos, Matei 9:37, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători, puțini. 3. Atunci când slujești, mai trebuie să fii gata de ceva, nu doar să potrivești darul cu nevoia, fii gata să te sacrifici, pentru că nu poți să slujești nimănui dacă nu vrei să-ți sacrifici resursele. Și uneori resurse înseamnă plămâni, voce, sănătate, timp, confort. O soră de lângă Deva, sora Zina, tot îmi scria pe Facebook, nu reușeam să-i răspund, rare oricând reușeam. Greu am înțeles și eu că femeia n-avea cu cine vorbi. Era văduvă cu un băiat lângă ea bolnav. Câteodată îi mai răspundeam așa scurt la subiect și într-o zi acum vreo 3 ani m-a scris un mesaj. Frate Cristi, zice, e iarnă. Nu știu cum e la tine acasă, de la mine e tare frig, zice. Am niște bani strânși pentru băiatul meu care e bolnav de când s-a născut, acum are 30 și ceva de ani și tot bolnav, dar cu banii ăștia vreau să mă duc la Arad, să-l duc la consult. Că tot pe medicamente și pe consultare dau bani. O zice, frate Cristi, iartă-mă, zice, dar n-am bani de lemne. Nu știi pe cineva care... Am pus mâna pe telefon, am sunat pe cineva, am zis, nu vrei să faci o faptă bună? Pe 2 tineri am sunat. Știam că se mai ocupă cu lemn. Îmi scrie sora Zina după 3 zile. Frate Cristi, au venit îngerii Domnului la mine acasă. Mă, zic, lasă-mă, cum arătau? Cu drujbă, zice. Cu topor aveau, zice. Zice, orgolit mașina cu lemne, frate Cristi, și să știi că am apreciat mult. Dar o să-ți ce m-a impresionat e că nu mi l-a lăsat în stradă. După ce o golit camioneta, o întors-o invers și-o pus farurile pe lemne, o luat drujbele și le-o tăiat tătie. Le-o crăpat și-o zis, vă supărați dacă le aranjez în curte. Frate Cristi, să le spui din partea mea, până o să mor, o să mă rog pentru oamenii ăștia. O zis, așa fain, zice, așa făină aici cu căldură, e așa fain să mănânc cu băiatul meu la masă, nici nu puteam mânca de frică, nu pot să mânc în frică. A fost ultimul mesaj al sorei Zina, după 3 săptămâni a murit. Am predicat la mormântarea ei. Ce fățarnic aș fi fost să fi predicat acolo și să-i fi dat bloc că m-a deranjat cu lemne. Iubiții mei, eu n-am făcut nimic, am fost doar o voce, băieții ei au făcut ceva. Și mă uit aici la câți băieți sunt aici. Nu mai mereți la sală, oameni buni. Faceți sală la crăpare mie. Ia o drujbă, ia un topor, ia un hârleț și mergi și întoarce grădina unei femei în vârstă. Că ție ți se pare simplu să iei 10 lei, să dai un kilogram de roșii sau 8 lei, dar ea care are pensie mică, ea nu o să aibă banii ăștia niciodată. Du-te și fă fapte bune. Du-te și slujește. E adevărat că trebuie să te sacrifici pentru asta. Uitați-vă la samaritean. S-a apropiat de ea, legat rănile. Știți cum miroase o rană? Greu. A turnat peste ele un de lemn și vin. Unde lemnul era folosit în acele zile, în Orient, în acele momente, în acea perioadă, pentru alinare și vinul pentru dezinfectare. Și erau resurse care costau, nu erau pe marginea drumului. Dar omul ăsta a zis, merită să mă cheltuiesc. L-a luat cu greu de acolo de jos și l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un an și a zis, frate păstor, să mai facă și alții, așa au zis? No. Eu am citit de mai multe ori Biblia, dar numai anul trecut am văzut ceva ce n-am văzut niciodată. Auziți, a doua zi,
În noaptea aia, samariteanul a petrecut noaptea cu ăsta. O zis către hangii, îmi iau și eu o cameră, îți plătesc, numai să văd că își revine omul ăsta. Și când a plecat, o zis, auzi, dacă vrea un Sprite, vorbesc în termenii noștri, dacă vrea un suc, un orange juice, dacă vrea un hamburger, să nu-ți fie greu să-i dai, uite aici, doi bănuți. Vine ziua, au zis samariteanul, când am să mă întorc. Și o să-ți plătesc. Și în Apocalipsa 22 cu 12, samariteanul ne spune în ultima pagină din Biblie, în ultimele rânduri din scrisoare, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Fii gata să te sacrifici. Samariteanul și-a sacrificat timpul, uleiul, vinul, banii pentru a vindeca, pentru a restabili un om. O zis Richard Vorban, după 14 ani de închisoare, nimeni nu o să fie răsplătit după cât de mult o suferit, ci după cât de mult o iubit. Știi cât de mult iubesc? Nu câte like-uri dau, ci cât de mult mă sacrific. Traian Dors, după 17 ani de închisoare, a spus așa, cel care nu se sacrifică pe sine nu va convinge niciodată pe alții. Citiți istoria bisericii despre oamenii mari ale Dumnezeu. Să vedeți cum dintr-o dată nu o să mai avem pretenții. Să vedeți ce ori tras ei și ce tragem noi. Ce puțin ne sacrificăm noi. Și în ultimul rând, iubiții mei, poate cel mai important lucru din predica de astăzi. Acordă mai multă atenție caracterului tău decât darurilor tale. Putem spune amin aici? N-am cuvinte să subliniez cât de important e acest aspect. M-am rugat nouă dată, Doamne, dacă știi că o să cad într-o zi, mai bine ia-mă acasă acum decât să fac de rușine Evanghelia pe care am predicat-o. Dar m-a zis Domnul, câtă vreme rămâi smerit, unu și doi, curat și necompromis, te păzesc. Rămâi smerit, rămâi curat. Te păzește Dumnezeu. Iubiții mei, trăim o vreme când foarte mult se pune preț pe daruri. Bă, ce-o prorocit, ce-o cântat, bă, dar ce-o predicat. Nu mă interesează lucrurile astea și pe Dumnezeu nu-L interesează în primul rând astea. Pe Dumnezeu mai întâi interesează caracterul, mărturia. Iubiții mei, dacă predici și spui nu minți și tu minți, nimeni nu va asculta cu adevărat predica ta. I-am spus la cineva recent, poți să bași mizeria sub preș, dar vine ziua când mizeria va deveni mai mare ca preșul. O strigat Dumnezeu anul trecut în Italia, la o conferință prin proroci. Anul ăsta voi dezgoli mulți copaci care n-au rădăcină și nici roadă, ca să arăt la toți. Iubiții mei, să fim atenți, să nu fim printre cei dezgoliți, să fim oameni cu roadă, oameni cu rădăcină, cu mărturie. Eram într-o tabără la tineret, am reușit să o iau și pe soția mea să mă iasă dintre copii, pentru câteva zile am fost plecați împreună. Și ca să exemplific la tabăra aceea cu tinerii un lucru important, am cerut de la bucătărie să-mi facă cel mai bun hamburger din toată tabăra. Mi-a pregătit bucătărie un hamburger, că de-abia m-am abținut să nu-l mănânc înainte de predică, că aveam nevoie de el la predică. Și am zis, dați-mi o farfurie folosită. O zis, Cristi, nu știu dacă am înțeles bine, o farfurie murdară? Da! Îmi puneți hamburgerul pe farfurie curată și îmi dați o farfurie murdară lângă. S-a uitat bucătărea să dea, o crezut că am ceva probleme. M-am dus în față la tineri, am luat hamburgerul cu farfuria curată și am zis, vrea cineva? Toți! Am luat hamburgerul în mână cu un șervețel și l-am pus în farfuria murdară. Mai vrea cineva? Dar e același hamburger. Și le-am spus apunci ceva ce vă spun și vouă. Hamburgerul curat pus într-o farfurie murdară nu curățește farfuria. Farfuria murdară compromite hamburgerul. Prorocia, visul, cântarea, milostenia,
creativitate, ce vreți voi, orice dar Dumnezeu îți dă, trebuie pus într-un vas curat. Pentru că altfel se compromite și eu îl dau la alții să mănânce și ei spun, tu ai auzit ce-a făcut, decât lasă-mă și cu prorocia lui. Dar de ce nu a fost bună prorocia? A fost bună. Predica nu a fost bună, cântarea a fost bună. Farfuria nu mai e bună. Mă uit la soția mea când face mâncare, întotdeauna merge și desface dulapul cu vase curate. N-ai vrea atunci când Dumnezeu se uită să te folosească, să te găsească curat. Să-ți dea Dumnezeu credibilitatea aceasta, mă, pot să-i încredințez ceva. Pot să am încredere în El, că nu o să-mi facă praf mesajul. Păziți-vă de prorocii mincinoși, Matei 7:15. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Deci eu spus Iisus de fapt aici, nu asculta mai întâi profeția lor, ascultă mai întâi viața lor. Viața lor. Iubiți tineri, nu știu cum o să vă folosească Dumnezeu. Ce pot să vă spun este că e nevoie mare de lucrători. Și vizibil și invizibil. Dar fiți atenți de astăzi și hai să fim atenți împreună. Daul nostru să fie da. Dacă ai luat 100 de euro împrumut de la cineva și ai spus că la 1 martie îi dai înapoi, dai înapoi. Pentru că tatăl meu avea o vorbă, un pocăit care n-are cuvânt nu-i pocăit. Și când zic pocăit, nu mă refer la penticostal, baptiști, ortodoxi, mă refer la orice om care pretinde că e creștin. Uită-te la viața ta și spune, vreau ca și alții să poată călca pe urmele mele. Vreau copiii mei să poată călca pe urmele mele. Vreau să fiu un băiat serios, o fată serioasă. Vreau acolo unde Dumnezeu mă va pune, la locul de muncă. Să nu-mi spună nimeni că am luat un șurub și nu l-am pus înapoi. Știu de un frate pocăit din România, când a ieșit la pensie, toată fabrica a stat aliniată și l-a aplaudat. Și-a întrebat câțiva, de ce l-a aplaudat? Pentru că a fost un exemplu pentru toți, pentru aia l-a aplaudat. A fost o mărturie pentru noi toți. A făcut schimburi de noapte în locul nostru. N-a furat, n-a mințit. A fost un exemplu. Iubiții mei, să nu uitați. Sunt unii din colegii voștri la școală, la facultate sau la servici care nu o să-L vadă pe Iisus niciodată, ci doar pe voi. Singura Biblie pe care ei o vor citi veți fi voi. Și m-aș bucura în ziua când ei vor fi într-un cancer, într-o problemă, într-un spital, într-un accident, într-un necaz, că viața aduce necazuri. Să zică, băi, vreau să mă rog la Dumnezeu ăla pe care l-avea colegul meu pocăit. Am văzut, el și la serviciu, și la școală, oriunde a fost un exemplu, a fost un om pocăit. Te întreb astăzi, ți-ai identificat chemarea? Ți-ai identificat slujirea? Ai înțeles ce vrea Dumnezeu de la tine? Vei fi uimit de cum te poate folosi Dumnezeu pentru a-i ajuta pe alții și pentru a-i sluji pe alții. Și închei cu ceva ce-a spus un frate slujitor. La finalul vieții Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Aș vrea într-o zi când ajung înaintea lui Dumnezeu în cer să pot să spun, Doamne, nu știu dacă sunt un rob netrebnic, că rob netrebnic e mare lucru să fii. E mai sus decât păstor, comitet, proroc, ce vreți voi. Rob netrebnic înseamnă să faci tot ce ți-au spus să faci. Eu încă n-am făcut. Nici măcar așa nu mă pot numi. Dar vreau într-o zi când voi ajunge în fața Lui să pot să spun, Doamne, atât cât am înțeles, am făcut. Știți, dacă tragi de iarbă, nu crește mai repede. Dacă stai și te uiți la un pământ nesemănat, nu o să ai roșii. Că Biblia spune în Galateni 6:7, ce seamănă omul, aceea va se cere. Poate că de astăzi ar trebui să începi să seameni. N-ai vrea să seameni mai întâi ogorul inimii tale.
De exemplu, dacă mie îmi face cineva la casă ceva și la el la casă să prăbușesc toate pe el, nu prea am încredere. Înainte să lucri în ogradă altuia, hai să faci la tine o ogradă frumoasă. Înainte să ajuți pe alții, să fii tu o mărturie și un exemplu. Să fii un om al cărui cuvânt e post, baza. La 5 și un sfert o zis, la 5 și 10 e acolo. Dacă nu-i la 5 și 10, cum o să merg cu el în căsătorie 50 de ani de acum înainte? De unde știi că aici, în fața altarului, spune adevărul sau minte? Dacă nu e un om de cuvânt, cum îl poate Dumnezeu folosi pentru Caraș sau pentru Deva sau pentru România? Vreau să facem o rugăciune în următoarele momente. Eu, Cristi Boariu, am nevoie de Dumnezeu mai mult. Și tu ai nevoie de El. Stai înaintea Domnului și spune, Doamne, descoperă-mi ce dar mi-ai dat. Care sunt abilitățile mele? Poate zici, mă, dar eu la cor nu pot, la comitet am auzit că la femei nu le dă voie. Dar eu ce să fac? Cu asta închei. Am avut o soră în biserica noastră, sora Ioana. În 2013, când m-am mutat în Deva, sora Ioana, am văzut că la fiecare binecuvântare de copil vine cu plăsuță în mână și o dă la părinți. A zis, mă, cred că e nepoata sau nepotul și... Dar apoi am văzut că pe tot parcursul anului 2013, ea la fiecare binecuvântare dă un cadou. M-am mirat și am zis, mă, femeia asta e o femeie bolnavă. Îi curgeau ochii aproape în continuu. O mărs la zeci de medici. Iertați-mă, mă gândeam așa, ce poate o femeie bolnavă să slujească? Ce cadou poate să facă o bolnavă? În 2015, când băiatul meu, Ianis, al treilea, a fost dus la binecuvântare, o veni și la noi cu un cadou. Când m-am dus acasă, primul cadou pe care l-am desfăcut a fost de la ea. Să văd ce poate face o femeie bolnavă cadou. Că n-ar avea nicio datorie să facă cadou. Am desfăcut cadoul, era un costumaș croșetat manual din cap până în picioare de lână. Săptămâni întregi muncea pe un astfel de costumaș. A avut acasă ace, dar în loc să înțepe cu ele, cum a făcut pe Nina, a pus ață și a făcut ce a făcut Abita. M-am bucurat. Știți care e ultimul mesaj care l-am acolo pe telefon de la sora Ioana? 3 decembrie 2022. Sâmbătă seara. Frate păstor zice, mâine am auzit că-s binecuvântări. Cine? Câți? Ca să pregătesc cadourile. Le-am făcut, el zice, dar nu le-am împachetat, că nu știu, băia fată. Zic, e al șaptelea băiat al meu și o fată a treia din altă familie. Mulțumesc, frate Cristi. A doua zi, duminică, deja ne-am obișnuit cu sora Ioana. Nici nu mai băgam în seamă. Zic, lăsați cadou acum, mulțumesc, pace. I-am îmbrățișat pe neamuri, pe prieteni și pe ea undeva mai la distanță. S-a întors, o lăsat cadou și o plecat. N-am avut de unde să știu. Că a fost ultima dată când sora Ioana a adus un cadou. Următoarele săptămâni am văzut că a patra bancă, primul scaun, primul loc, e liber locul. Apropo, dacă vrei să vadă cineva când ești liber, mai întâi trebuie să vadă când ești aici. Dacă absența, dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu va fi. Am zis, frate Cornel, unde e sora Ioana? E la spital. Că și ăia care slujesc se îmbolnăvesc. Numai că ăia care slujesc când se îmbolnăvesc au o mângâiere, că atunci când au fost sănătoși, au făcut ce trebuia să facă. Apoi în februarie am auzit că e la ATI. Și apoi o închis ochii. O trebuie să predic la mormântarea ei. Așa ușor am predicat. Știi la cine predici greu? La aia care nu fac nimic. La aia care mâncă semințe și țin scorul. La aia predici tare greu. Mi-a zis un păstor la mormântare, frate Cristi, am pus capacul pe el, nu mai da capacul jos, lasă-l acolo. Lasă-l așa, zice. La sora Ioana am predicat ușor. Că în stânga mea erau peste 10 familii care plângeau.
că atunci când am spus că am costumașe, o da și ele din cap că și ele aveau. Iubiți tineri, nu trebuie să ai mult ca să slujești. Nu trebuie să fii mușchiulos ca să slujești. Nu trebuie să ai poziție mare la primărie ca să slujești. Sunt oameni care vin în viața noastră tiptil, încet, suav, ca niște îngeri. Își fac treaba frumos și apoi pleacă. Ăsta a fost gândul sorei Ioana. Eu știu că o să mor. La cor n-am putut, încolo n-am putut. Dar vreau să las ceva în spatele meu. Tu ce lași în spatele tău? Vine ziua când o să pleci. Mărturia ta de astăzi, decizia ta de astăzi, determină mărturia ta de mâine. Slujirea ta de astăzi determină mărturia ta de mâine. Pe cum pleacă oamenii ăștia ca și sora Ioana, ca și sora Floare, nu vă mai zic despre ea, ca și alții. Parcă ne simțim tot mai săraci. Am o veste bună. În locul lor, Dumnezeu va ridica tinerii pe care va putea folosi dacă vor fi disponibili. Că ce folos ai cele mai tare daruri din Caraș dacă nu ești disponibil? Frate păstor, da, e adevărat, Domnul m-a chemat, eu n-am timp, eu sunt ocupat, trebuie să fac bani. Eu n-am timp. Ce folos? Hai să ne ridicăm în picioare. Haideți să stăm într-o rugăciune cu toții, cu smerenie, cu umilință, cu bucurie, cu sinceritate, să cerem Domnului claritate în locul de muncă pe care îl vom alege, să cerem Domnului călăuzire în slujirea pe care ne-a încredințat-o, să avem o mărturie bună, să slujim cu patos, cu smerenie și la final, când va trebui să plecăm acasă, să ne zică Domnul la toți, vino rob bun și nu plin de succes, ci plin de credincioșie. Amin. Ne rugăm cu toții.